Dotările moderne de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului din Slatina au dus la creșterea numărului de pacienți. Cătălin Gabriel Dițoiu este unul dintre medicii de aici. A venit din 2013, după ce timp de 5 ani a fost rezident la Spitalul numărul 1 din Craiova. Acesta spune că urgențele sunt printre cele mai grele și solicitante servicii medicale. Ca dotare au adus aparatură nouă în ultimul an, de la monitoare, ventilatoare, aparate de defibrilare, tot ce este necesar un serviciu de urgență. Urgențe de la traumatisme care sunt și considerate cele mai mari urgențe și cele mai grave, până la urgențele medicale și medico-chirurgicale care sunt frecvente. Numărul urgențelor crește de la un an la altul, explică medicul Cătălin Dițoiu, iar cazuistica este cât mai diferită. Aceste coduri de triaj au un anumit număr de minute de așteptare, dintre care codul roșu nu are minute de așteptare, trebuie să intre cât mai urgent. Sunt foarte mulți care poate să vină în același timp și trebuie să știm pe care să-l vedem primul. Pentru că e posibil ca oameni care pur și simplu nu spun nimic, că îl doare, este mai răul, nu știu ce, și să fie mai grav decât altul care face gălăgie, că eu sunt cel mai grav, că eu sunt cel mai bolnav. În funcție de fiecare caz, un pacient poate să aștepte la urgență între 20-30 de minute și chiar și până la 2 ore până să fie investigat. Medicul Dițoiu spune că cele mai grave cazuri sunt traumatismele. Îngrijorător este însă numărul mare de tineri care ajung la spital în urma unui infarct. În ultimul timp a crescut foarte mult rata infarctului la tineri. Ajungi la 40 de ani să faci infarct, ajungi la 43 de ani. Azi noapte am avut un tânăr de 43 de ani cu accident vascular cerebral, comă gradul 4 de cerebrat, la care nu se poate face nimic. Medicii spun că acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că mulți dintre pacienți nu merg la medic decât atunci când au o problemă gravă de sănătate. Cauzele: hipertensiuni netratate în general, patologii cardiace necunoscute, pacienți care n-au fost niciodată până la vârsta de 45 de ani să fie examinați de un medic. Cazurile grave care țin de neurochirurgie sunt trimise la alte spitale din țară, întrucât la Slatina nu există încă o secție de specialitate.